Câteva nume în premieră, mă refer aici la Râpă, la Mihai Răduț sau la Pârvulescu. A început așadar această partidă, Steaua recuperează mingea destul de repede și iată-l acum pe Filip, întorcând balonul pentru Gardoș. Ian Petre din flancul celălalt, vine centrarea lui Buzean, arată bine Tătărușanu, se bagă sub minge, gol! Gol Mediaș! 1-0, minutul 11, gafă uluitoare a lui Ciprian Tătărușanu, care s-a năpustit acolo spre acea minge. Nu a mai apucat nici măcar să sară portarul Stelei. Și este un gol cum doar la junior mai vezi, dar și o veste proastă la această fază pentru Steaua. Tătărușanu acuză o accidentare. I s-a înmuiat piciorul de sprijin stângul, a vrut să bată pe el pentru a sări și nu a mai putut să facă acest lucru. Iată, piciorul stâng al lui Tătărușanu care rămâne îndoit, nu a mai putut să împingă în el, pentru că mingea i-a trecut razant aproape pe deasupra mâinilor. Dacă ar fi apucat să sară, cu siguranță nu am fi asistat la deschiderea scorului. Probleme pentru Regecamp, care este dezamăgit și îngrijorat totodată. Prepeliță pentru Răduț, verticalizează foarte bine Răduț, Prepeliță, un șut și va fi doar out de poartă. Bună încercarea lui Andrei Prepeliță și Regecamp le face semn băieților săi să rămână în pressing, să se ducă peste adversar, mai mult decât au putut să o facă în acest prim sfert de oră. Pregătiți jucătorii Stelei, Ciprian Petre cu o centrare, este Tătărușanu și boxează de această dată bine. Șut formidabil al lui Târtovaț! Ce voleu! Ce bine s-a așezat pe minge Târtovaț, dar șutul a fost pe direcția lui Tătărușanu. Va fi lovitură liberă pentru Medieșeni. Revedem voleul lui Iasmin Târtovaț. Excelentă execuție din punct de vedere tehnic. Perfect s-a așezat pentru a lovi balonul. Acel elan și-a luat, probabil va trage pe colțul lui Tătărușanu. Așa se întâmplă! Gol! Gol! Gaz Metan! 2-0, minutul 28. Steaua Groghi la Mediaș nu a avut niciun șut pe spațiul porții până acum. Echipa antrenată de Laurențiu Regecamp, Robertson vede cartonaș galben pentru că și-a scos tricoul și este eliminat, dacă am văzut eu bine, pentru că tot el mai avea un galben. Gazul va juca în 10. Ce prostie din partea lui Jordan Robertson. Dulcaș pune mâinile pe cap. Incredibilă răsturnare de situație totuși. Gazul va trebui să joace în 10 oameni, mai bine de 70, mai bine de 60 de minute. Revedem execuția lui Robertson pe colțul lui Tătărușanu pe jos. Până la această fază vine centrarea lui Cristea, destul de bună. Pintilii recuperează. Încearcă o centrare, lovitură cu capul al lui Prepeliță pe lângă poartă. Tatuș Iancu îi reproșează lui Prepeliță că nu a recentrat această minge. Cei doi se aflau singurei în fața porții. Revedem întreaga acțiune. Mai întâi lovitura liberă executată de Cristea și acest balon trimis inteligent de Pintilii, mut rămâne în spatele coechipierilor săi. Tilii a plecat Pârvulescu, bun această pasă, Pârvulescu în careu, trage Pârvulescu! Pe lângă poartă, este corner, minge se pare deviată cumva de Miloș Buhta. Ocazie uriașă pentru Steaua de a reduce din diferență. Colțescu foarte bine plasat. Ia să vedem aici, da, piciorul lui Buhta respinge mingea în corner. Râpă cu o centrare, balon respins de Mut. Prepeliță câștigă acest duel cu Petre. Centrarea lui Prepeliță pe bara a doua, vine Iancu și este doar out de poartă. Tatu exasperat cere corner. Să vedem reluarea. Iată centrarea lui Prepeliță, perfectă pentru Gabi Iancu. Greu de spus din... Da, a fost corner.
Mingea a fost deviată de portarul mediașului, de Miloș Buchta. Zid din patru jucători făcut de Buchta. Vine șutul lui Iancu, însă peste poartă, puțin rigid la această execuție mijlocașul Stelei. Nu au fost arătate de la margine minute de prelungire pentru această primă repriză. Adi Popa intră în careu, Popa în continuare, trage Popa slab, minge degajată, Iancu din prima și pe lângă poartă. Incredibil cum s-a dus această minge. Revedem faza creată de Adi Popa. Nu reușește să degajeze Tahar și Iancu din întoarcere, foarte aproape de poartă. Era bătut Miloș Buchta. Începe cu multă energie Steaua această repriză secundă pentru acel post. Ar mai fi Mihai Costea, dar el nu se pretează la un astfel de joc. Trage Pintilii, prinde Buchta. Foarte bună priza portarului medieșean la acest șut deloc rău al lui Mihai Pintilii. Degajează Buchta, dar mingea le este practic oferită jucătorilor Stelei. Vulescu reușește să treacă frumos printre doi adversari, centrează Pârvulescu. Costea pivotează șutul lui Costea, lovitură de colț. Ce frumos a întors acolo Mihai Costea. Excelentă cursa lui Paul Pârvulescu în flancul stâng. Lovitură de colț pe care o bate Bourceanu. Centrarea lui Bourceanu, devierea lui Cristea și ocazia lui Gabi Iancu. Încă o dată cu capul, Gabi Iancu nu reușește să trimită pe spațiul porții. Greu de tot, totuși mingea a venit foarte jos. Nu prea avea cum să controleze lovitura, mai degrabă mingea l-a lovit pe el în cap. Filip, o diagonală care arată destul de bine, preluare grea pentru Adi Popa, care reușește să centreze Iancu cu capul. Și Buchta face un meci mare în această seară. A intrat bine în minge Gabi Iancu și de această dată. O minge acum pentru Pintilii în poziție regulamentară, centrare pe Baradoa, respinge Zaharia, șut și este gol! Gol! Steaua Filip reușește să marcheze în stilul lui la Tovlevici. Ce voleu prinde Filip, minutul 74, Steaua reduce din diferență cu un nou gol antologic. Filip marchează un șut fenomenal. Revedem faza. Minge respinsă de Zaharia, niciun om pe respingere și Filip care prinde această torpilă. S-au specializat în astfel de șuturi, ușor deviată mingea de Todea. Dar remarcabilă intensitatea acestui șut. Bourceanu cu o minge pe Baradoa, respinge Dan Roman, Pintilii ratează voleul, minge care sare acolo la Costa, îi pune mingea lui Filip, gol! 2-2! Filip face dubla, minutul 82, eroul neașteptat al Stelei, Lucian Filip, reușește să înscrie de două ori, remarcabil însă altruismul lui Mihai Costea, care a judecat perfect această fază și Steaua reușește să egaleze la 2 în minutul 82. Iată faza, voleul ratat acolo, o mică eroare și Costea care îi așează balonul lui Filip, preluare cu dreptul, șut imediat cu stângul, intră Azdren Lukaku, va ieși Vitinho. O schimbare care se impunea mai de mult făcută pentru că Vitinho era epuizat cam de prin minutul 65. De contraatac pentru medieșeni, degajarea lui
Buhta spre Lulac cu poziție regulamentară lui Dan Roman. Dan Roman, Roman în poziție bună, Roman și Turgulescu reușește să îndepărteze mingea. Roman fuge după Sebastian Colțescu și îl ceartă de mama focului și vom avea acum reluarea. Poziția este regulamentară a lui Dan Roman, care s-a chinuit să-și facă acolo preluarea și este penalti pentru că nu a dat în minge Pârvulescu, ci Dan Roman a fost cel care dă acolo un balon, apoi cu piciorul pe care face alunecarea Pârvulescu la gață și Roman a știut să amplifice această intrare. Da, exact ce spuneam, se termină gaz metan media și Steaua 2-2.